Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit pe canalul meu, suntem alături de Houdini! Salutare vulpițelor și vulpișorilor și hudinașilor! Bine v-am regăsit la un nou episod! Yay! Pentru o zi de luni ne-am gândit așa, hai să facem un opening pe contul unui abonat și suntem pe contul lui Andrei Mendea. Mamă, și are numele GG. Yay! Adică gen good game înseamnă GG. Bravo, bravo! Păi este posibil să fie adevărat pentru că are 10.000 de trofee. Și uite ce skin are. Ce fain e skin-ul ăsta pe Mortis. Are un piapten în mână. Și are zarurile astea de la piaptenul de numai 666. Nu știu, dar are freza făcută, e un fel de Elvis Mortis, aș putea să zic. Mă, cu stil, cu alea. Bravo, ai stil, Mortis. Oh, super. Hai să vedem aici câți brawleri are. Opa, țopa. 25 din 30. Asta înseamnă că îi lipsesc doar legendarele, nu? Da, da, mă. A, și Tara. Și Tara. Legendarele și Tara. Deci, oare o să ne pice legendară sau Tara? Nu știu, sincer, după istoricul tău, ținând cont că ți-au picat foarte multe Tara, este posibil să pice iarăși Tara. Da, la asta mă gândeam și eu, că ar fi posibil să pice Tara din nou și din nou și din nou. La nesfârșit. Exact, la nesfârșit. Ok, păi atunci o să încep opening-ul, o să încep cu cele 26 de Brawl Box-uri și mai clipocește ceva acolo în Trophy Road, iar acolo o să fie... Mare Mega Box. Exact. Bun, hai să dau startul la opening. Hai, începe și deschide acolo. Cu speranțe mari să pice brawlerul. Da, uite, puncte pe M, ai văzut? Deci el puțin Tara, Barbara, eu zic că pică. Op, Tara, Barbara, măi. Hai să vedem. Opa, 0. Uite, 24 mai ai. Da, momentan nu mi-a dat nici bonus. Momentan nu, dar mai are ceva șanse. Din mega box-ul ăla de acolo, eu zic că pică ceva. Da, ăla-i miezul, mă. Ăla-i miezul. Oba, țoba. Ce ai făcut Houdini acolo? Era să cade pe scaun. Oh, un și un bonus, da. Ce spui? Pichete, gemuri, token doubler. Tichete. Două tichete. Le-ai nimerit, bravo. Da, le-am nimerit, da, de asta. Și încă acum? Un bonus, gemuri. Oh, încă două tichete, mă. N-ai mai nimerită. Mă, cu tichetele astea, mă. Aici nu mi-a mai dat. Oi, băi. Aici. Încă un bonus, token doubler. Încă un tichet. Băi, cu tichetele astea, bă, mă nebunește, bă, Supercell-ul cu tichetele. Așa-i. Yeah. Zici că le dă de la el, știi? Gratis, chiar le dă. Adevărat, încă un bonus. De iarăși tichete. Încă un tichet. Băi, tichete. Aolo, Supercell-ule. Încă un bonus. Încă un bonus, haide. Încă un tichet. Încă un bonus, încă un tichet. Și încă unul și încă un tichet. Încă un tichet, pe bune? Deci numai cât e un tichet. Mamă mia, Foxy. Plin de tichete. Mamă, mamă. Aici nu ne-a mai dat. Aici nu mai dat nimic de-a. Oh, ce-am crezut că pică din ăla. Da, ce m-am speriat pentru o clipă. S-a deschis așa mai lent. Și ăsta. Ia uite, ăsta se încarcă greu de tot. Ăsta-i, mă. Opa! Ba, 50 de bănuți, puncte pe carn. Gemuri? Bou și gemuri, 200 token double. Ne-a dat altceva în afară de tichete. Da, în sfârșit au mai băgat Supercell-ul și altceva în cutiuțe. Plus două tichete. Și gemuri nu prea. Văd că gemuri, da. Nu prea vrut să-i dea. Poate pică brawler-ul și din cauza asta. Eu sper că e încă șapte brawl box-uri. După aceea mai are big box-ul, big box-urile și mega box-ul. Și ăsta, și ăsta. Greu. Greu, bă. Ia să vedem următorul. Măi, dar nu vrea gemuri. Încă două tichete. Fără gemuri pe episodul ăsta. Episod fără. Gemurile rămân la mamaia acolo în pivniță. Da. Aici nu ne-a mai dat. Și mai avem două. Încă două, haide. Oba, toba și nimic din ăsta. Mai încă unul. N-a fost să fie din Brawl Box-uri, dar mai am și Big Box-uri. Încă 3 încercări din Big Box. De aici cred că o să-i dea și gemuri. Eu sper. Bănuți, puncte. Și atâta, mamă. Hai, Foxy, că se poate măcar gemurile alea. Aici poate?
un ticket. Ai, mă, serios? Ce aici? Aici nu e de bun. Oh, Star Power pe Nita. Ce tare! Din Big Box. Și ce face acest Star Power? Ia uite, își recuperează 500 din viață de fiecare dată când ursul lovește un inamic. Ah, ce chestie! Da, zice Nita, dă damage. Aici zice aceeași chestie. Când Nita dă damage, când Nita dă damage, primește ursul 500 viață. Deci dacă tu dai damage într-un inamic, primește ursul viață, iar dacă ursul dă damage într-un inamic, primești tu viață. Dar tu observi o treabă. Observi că Star Power-ul are ursunita. Da, se vede. Ce tare! Are o inimioară și ursunita. Andrei, ne bucurăm pentru tine! Uite ce ți-a picat! Uh-huh. Foarte tare, îmi place! Da. E foarte util. Și... acum a venit momentul adevărului. Mamă, ăsta e de 10.000, da? Vedeți aici cum strălucește el, deci așa. Mega Box de 10.000 de trofeane. Mamă. Foxy, nu apăsate, nu rog eu! Nu apăs! Dați like, share și subscribe! Să pice ceva din Megabox-ul ăsta! Exact! Și activa și clopoțelul să primiți notificările de la mine. Instagramul meu este foxy.insta, luhudini. Houdini.insta, rupeți acolo pe ambele, butonașul de follow și apasă Foxy să vedem ce o să pice! Și... opa! 226 de bănuți, așa? Puncte pe Frank, puncte pe The Real, puncte pe Mortis, puncte pe Barley, puncte pe Rico, mamă, 222 de puncte pe Rico, forță! 122! 122, am zis și eu. Ai mai zis cu, cred, cu 2 în plus? Nu cred. Oh! Și 12 gemuri! În sfârșit vedem și gemuri. Și 12, nu oricâte. Oricum a fost super tare, i-a picat Star Power-ul da, pe Nita Star și... Power și 12 gemuri. Forță! Și o grămadă de etichete. Și Mortis cu skin-ul ăsta mișto, mă. Hai să vedem și shop-ul lui. Ia uite pe shop. Shop-a-lina. Are 47 de gemuri. Să vedem dacă putem. Să putem. Da, numai skin-ul ăsta pe Barley. Nu-mi bagă și mie skin-ul ăsta pe Barley, dar nu-l vreau, bă, nu-l vreau. Chiar nu-l vrem. Dar numai skin-ul ăla mi-l bagă și mie cu 30 de gemuri. Deci cam astea ar fi Calavera, Piper sau Witch Shelly, dar mai e mult și bine până ajungem da, la scorul de, acela de că să le putem lua. Și uite, o luăm pe asta, nu? Da, hai că cumpărăm. Dă-o aici, da? Vai, da? Nu. Și acum o să dau un match cu Mortis la duo și să mă joc cu skin-ul ăsta care are zarurile astea super șmechere și o să dau o șenumă 666 și cu frezarea 666. Lui de Elvis. Cu cine sunt eu în echipă? Sunt cu... Penny. Da, mă. Oare unde se merge? Nu știu, vezi unde se merge Penny. Uite că se bate cu el primo. Aoleu. Na, că nu l-am prins de tot. Asta este, acum întoarce-te, că dacă nu o să te frigă. Aoleu. Oare unde să mergem noi? Că n-am văzut nicio cutiuță. Nu știu, momentan nu a murit nicio echipă. Mă duc și eu după, aoleu. Oh, vin ăștia. Aoleu, mă. Vezi că vin pe tine, Foxy. Nu au venit pe mine. Nu încă, dar cine știe. Uite acolo Ems. Văd acolo sus una bucată Ems. Stai să văd cine, cum sare pe bătaie. Să-mi țin și o raza pe aici. Momentan văd că nu vine nimeni. Dacă se apropie foarte tare, mă bag și eu. Vreți să vezi că îți dă disconnect așa. Ok, fugiți acum, fugiți. Wow, haide mai jos. Stai, care e ultimata? Poate. Stau aici la pândă. Am pus ultimata. Aveți și viață lângă voi dacă e ceva. Momentan a murit o singură echipă. Da, ceea ce e foarte, foarte greu. Hai să vedem ce face. El primul ăla doarme, mă duc să-i dau bucata. A, o dormit până... Vezi, întoarce-te, că mai e cineva acolo, mai e Poco. Stai, că acum trebuie să mă ascund aici. Mamă. Oh, dar echipa mea e atât de departe de mine. Da, au făcut kill. Da? Cred, da. Nu, noi suntem tot 4 echipe. Păi da, au omorât pe cineva, cred. Penia ta. Stai să văd. Uite, dacă se numește așa, Penia ta.
Cum să, cum adică pe? Avea un nume din ăla dubios. Bă, ăsta are 12, mă. Da, du-te pe jos, repede, fugi. Aoleo. Nu-i bine? Aoleo. Te-au prins. Ia să vedem, și ați și pe locul 3, cred, nu? Băi, n-am zero primit trofee. N-am primit niciun trofeu, mă. Îi bine și așa rău. Aoleo. Și acum eu zic să mai dai un match cu cine? Cu Nita, nu? Da, cu Nita, că vreau să-i încerc Star Power-ul. Cea de pe Nita, pune-i Star Power-ul. De fapt, nu apă pe Stalare. A, nu apă la Lare, da. Și acum o să dau cu Nita ca să încerc Star Power-ul, să văd exact cum funcționează pe hartă. Păi, și să vedem cu cine o să mă pun oare. Hai că-s curios și eu, Foxy. Oh, sunt cu Ems. Ems. Oh, bine, e bine. Aș putea zice. Da, cred. Ai luat și tu un star power, doamne, un power up. Am luat, sigur am luat. Nu, din beatbox a picat, nu? Da, dar nu mă refeream la asta, mă refeream aici, în joc. Știu. Aoleo, că vine Bull. Fugi. O să fug. Băi, dar ăsta are ce are cu mine, mă urmărește. Da, văd că doar pe tine te urmărește. Stai să-ți vină cu echipierul totuși. Da, aștept. O reapărut acum. Singura problemă este că nu prea are power cu echipierul tău. Uite, văd că se bate cu cranile. N-are nicio treabă cu viața. Păi, și problema ar fi că momentan nu a murit nici măcar o echipă. Care e faza, el e momială. Văd dacă vine lumea după el și are mai puțin power. Uite, cum ar fi Bibi. Vezi ce zice? Bun, s-a dus Bibi. Vezi ce ziceam de momială? Da. Îl folosesc pe post de momială, nu? Ca zici să... că ești la pescuit, Foxy. Păi aștept când se bagă cineva pe el că îl vede singur, știi? Și dacă are mai puțin power, mă bag și eu. Problema este... Trebuie să mă mai ascund. Bă. Te bagi în ăsta, mamă, e greu la trofeele astea să joci. Mă, că m-au văzut. Da, te știi asta. Uai, faze că își face imediat ultimata din ce. Da, și mai este o Bibi pe aici, pe undeva. Aoleu, nu-i bine aici, nu-i bine aici. Să... A, ți-a apărut cu echipierul, forță. Ar trebui să mă... S-a băgat acolo pe bătaie. Nu, nu, care 8. Și mai are și ultimata. Acum, acum, îi mai prind o bucățică, mă. Da, măcar ai fugit de el. Da, fazis, nu știu. Vine cu echipierul imediat. În câteva secundele. Dar nu-i bine cu astea pe 11. Te-o prins. Uai. Acum să-ți reziste cu echipierul. Fugi, măi, fugi de acolo. Aoleu. Aoleu, că se bagă pe el. Dar pe ăsta puteți să-l bagă. Dă-i, Emzule, încă 4 secunde, mai rezistă. 2 secunde, mă. Bă, 2 secunde, dar ai putut să reziști și tu. Și iarăși 0 trofee. Băi, eu nu fac niciun trofeu. Au, sănătate la mulți ani. Niciun trofeu nu fac în episodul ăsta. Ce să mai dau un match, nu știu cu cine să mai dau. Greu mă la trofeele astea. Nu știu, eu zic să te joci cu ăsta, cum îi zice, cu... cum îl cheamă, mă? Cu butoiul, cu butoiașul, cu Daryl. Cu Daryl. Și acum o să dau așa un match solo cu Daryl. Sper că o să facem ceva trofee, pentru că tope 0, tope... Zero, nu-i prea bine, mă. Nu-i prea bine pe zero, Foxy. Da, e greu. Doi, aici vedem ce să facem. O mai fi cineva oare pe aici prin bușurile astea? Ideea să-mi mie teamă. Ar trebui să iau și să fug. Repede. Am văzut pe El Primo acolo. Aoleu, mă. Vine El Primo. Vine el așa regal. Vezi că vine El Primo. S-a blocat acolo sau? El Primo cu coroniță. Yeah. Oh, ăsta de la își prinde, mă. Aoleu, mă. Mamă, dar ce ți-o dat ăsta? Nu înțeleg ce-mi-o. Are 3 ca mine. Da. Trebuie să-i se facă viața iarăși, adică viața, pardon, ultimata și după aceea sare eventual pe altcineva care vine low. Păi eu să mă gândesc. Tu acum ești în centru oricum, deci momentan ești foarte bine. Eu zic să stau aici cu... mai uit și când văd că spre bătaie și așa mai low, o să sar atunci pe ei. Păi da, bine. Aoleu, ăsta are 5. Să nu cumva să vină ăsta. Sper că nu se gândește să vină exact la bușul. Uite, ăsta are 0. Dacă se apropie de mine, e mâncat. Ăla da, ăla pică instant. Mă, să se apropie. Că mică dacă ies, mă vede El Primul ăsta cu 5. Da,
trebuie să ai mare grijă acum, să nu cumva să se gândească ăsta să vină aici la tine. Sper că nu! Încă unul primul acolo. Low. E bipic ultimat acolo și... stai să se bată ei! Ești în mijloc, Foxy! Stai să se bată ei, măi! Ești în mijloc, Foxy! Da, uite, așa fac echipă. Hai să vedem, acum vine și celălalt El Primo. Vine și celălalt El Primo, da. Și se bat ei între ei. Da, nu știu, dar mai e și celălalt El Primo acolo. Păi de-aia zic, poate să sară pe el, știi? Și-o pântesc. Se știu ăștia oare aici? Nu știu. Bă, ăsta vine direct către mine, mă. Ai, 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 ai. În bușul ăsta, de jos trebuie să fie cineva. Da, era bă ăsta. Ei, 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 stai că se bat, mă, ei. Așa. Aoleu, mai era aici. Trebuie să mă duc în sus mai bine. Da. Și problema mai trebuie e să... că mai e unul acolo, da, sus. Da, sigur e acolo. A, uite, stai să se bată ei, mă. Stai să se mai bată ei. Bă, da, eu fazez. Aoleu, ce e aici, Foxy? Sunt chiar la mijloc, mă. Și ăsta vine chiar pe mine. Du-te, mă, și pe altul. Ultima N-ai mai apucat, ai ieșit în locul 3 oricum. Mama, hai să vedem cum se bată ăștia. Și au câștigat El Primo ăla cu skin. Măcar ai făcut plus 6 trofee pe locul 3. Tot e bine, nu? Yay, tot e bine. Deci dacă v-a plăcut acest episod, mă, am picat și star power pe Nita. Forță, forță, 12 gemuri. Dați mare like, share și subscribe. Instagramul meu este foxy.insta, aluhudini, hudini.insta. Și noi ne reauzim ca de obicei data viitoare. Vă pup, aveți o zi de luni minunată. Pa, 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 pa. Pa.